Zi plină la DNA Ploiești. Președintele suspendat al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul său, deputatul Vlad Cosma, au fost prezenți din nou în fața procurorilor pentru a fi audiați în dosarul fraudei privind introducerea canalizării în orașul Comarnic. Dacă juniorul a declarat că până acum a studiat dosarul, Mircea Cosma și-a susținut nevinovăția în fața presei. Este vreun denunț împotriva dumneavoastră? Nu. Dar aveți vreo legătură? V-a cerut Sebastian Ghiță să interveniți? Sau cumnatul premierului? Vă mulțumesc! Îl știați pe Iulian Herțanu, cel care ar fi beneficiat de acel contract? L-am văzut în viața mea și nu-l cunosc. Da, Sebastian Ghiță v-a cerut? Vă mai întorc la directorul Hidro Prahova să câștige Grossman acest contract? Mă mai întorc la audiere săptămâna viitoare, vă promit că vă dau telefon, atunci se termină și vă spun despre ce... Cum, dar fiul dumneavoastră, domnule Cosma? Da, că și fiul dumneavoastră e implicat. Nu putea să facă președinte Hidro Prahova. Pentru prima dată astăzi a fost citat pentru declarații și consilierul local Ionuț Ionescu, fost șef ADPP Ploiești, city manager al orașului și fost angajat Hidro Prahova. S-a făcut vreodată presiune asupra dumneavoastră? Lăsați-mă să vedem despre ce este vorba. Dar păi ce știți? Deci nu știți nimic. Ați fost manager de proiect. Nu eram acolo în momentul în care s-a încheiat contractul. Dar proiectul cum a fost desfășurat? Sau comisia ilegalități? Ușor. Până la ora redactării jurnalului, consilierul local Ionuț Ionescu nu ieșise de la audieri.